Dar prioritatea zero este apa, serviciul de apă. Deci suferim foarte mult, cu toate că s-au făcut investiții foarte majore în ultima perioadă la nivelul Bateului. Problema apei este în continuare. Secetă foarte mare, nici în fântâni. Lucrăm la un proiect ambițios pentru predarea sistemului de apă și canal către apa vitală. Avem șanse reale să predăm sistemul, deoarece dumnealor aduc apă. Vreau să vă zic, din câte știu, apa vitală pompează apă inclusiv prin Republica Moldova. Dacă vin. Deci noi avem la ora actuală patru surse de apă, patru captări și nevoile cetățenilor sunt mari. Programul de ceapă este, dar pe timp de vară, poate o dată la 2 săptămâni. Dacă vine apa vitală, promisiune să fie 24 din 24. Mai avem un proiect depus pe fonduri lucrări în primă urgență pe Lacenii cu asfaltare, care și are un proiect ambițios, sperăm să fie finalizat și proiectul de asfaltare. Pe gaz, de asemenea, este depus pe virgulă Poim, a fost declarat eligibil, doar că nu a obținut punctajul corespunzător, dar sunt șanse reale, deoarece din declarațiile ministrului s-au alocat bani pentru toate proiectele care au fost declarate eligibile în Poim să fie finanțate prin PNE. Comuna Prăjeni, prin programul lui Anghel Salini, a depus un singur proiect, apă. Apă pentru satul Meletin. Locuitorii satului Meletin nu au rețea de apă, în fântână nu mai este apă, car apă cu virgulă căruțele din satele vecine, e foarte greu. De asta, dacă vine și apa de la luăm din conducta de la Plugari, la ora actuală, de ce vă zic că reușim cu apa vitală? Deoarece la ora actuală avem aducțiune de la Plugari, de la apa vitală, și este foarte ușor să ducem și la Meletin. Sperăm finanțare de prin Anghel Salini pentru apă și canal în satul Meletin. Prin PNRR încercăm, avem 3 blocuri care arată destul de rău, dar nu avem expertize, cărți funciare și o să facem un pist de biciclete în satul Păria, de în jur de 3 km, deoarece este asfalt pe stradă principală, un pericol pentru copii, pentru bicicliști, au mai fost și accidente și sperăm, care nu vă ascund că ne ajută și ca virgulă trotuar. Nu că este prioritatea, repet, este apă. Cu toate că unii cetățeni consideră că, domnule, da, faci piste, dar noi nu avem apă. Pentru apă sunt 4 surse, avem a cincea variantă de la Plugari, apa vitală. Cu 5 surse vom face față locuitorul Comunei Brăjene. Deci, repet, noi am finalizat anul trecut, în luna decembrie, un proiect prin PNDL, referitor la 4-a sursă de captare în zona Părloage. Deci 3 surse erau vechi în proiectul care era prin PNDL, inclusiv aducțiunea de la Plugari, în care deci acum valoarea, deci nu mai trebuie să investim deloc decât să ne rugăm să fie apă subterană. Și cu apa vitală care dacă așa, adică deci nu mai avem valori sau efort financiar, va fi zero.